Salut tuturor și bine v-am regăsit la primul episod din acest joc pe canal. Jocul se numește Diesel Brothers, este o combinație de car mecanic cu... habar n-am, pentru că nu am mai întâlnit așa joc. Ideea este că aici putem să construim mașini, facem curse cu ele, le vindem, primim bani, chestii de genul. E destul de tare, nu am jucat, am zis să fie ca și o primă impresie. Cam ce ar trebui să facem pe aici, avem orders și zice, ce zice? Zice să vopsim hood-ul, front right door și front left door, păi n-are dalea de spate. Ok, hai să-i dăm confirmare să vedem ce se întâmplă mai târziu. Bun, ne-a venit aici mașina și acum press E to open door. Zice să vopsim ușile și capota, dar nici măcar nu are capotă și nu știu de ce laghează jocul în halul ăsta. Ideea e că se lansează pe 10 luna asta, încă nu este oficial lansat și zice deadline time, ok, adică pot să o fac, ok. Zice să luăm screwdriver, mi se pare că șurubelnița, ideea e că nu știu unde sunt unelte, nu știu unde se află mai nimic pe aici. Uite, avem aici, n-avem nimic pe inventar. Unscrew, screw, highlight tool, 1. Jocul ăsta n-are și el sunet? Ok, până la urmă am aflat cum să duc astea, trebuia să le dau jos, am găsit și ce-o fi fost chestia aia, le-am scos, le-am pus aici și am venit să cumpăr o capotă. Am găsit-o, acum trebuie să merg să plătesc. Am înțeles să mare care-i treaba cu jocul. Vreau să zic că e extrem de nasol și mă enervează tutorialele alea. Și stai, eu dau 500 de dolari pe capotă care e ruginită. Ok, haide să vedem ce ne zice. Put hood on the trailer. On the trailer, păi scuză-mă, dar nu știu cum să zic că nu-i pe aici. Aha, uite-o și trebuie să o luăm în ăsta. Așa, și acum ne zice să mergem înapoi la Sand Blasting. Nu știu ce e Sand Blasting-ul. Nu știu unde ar fi. Aici, Sand Blasting, ok. Probabil este ceva ca să refacă Never Show Tutorials Again. Ok. Și presupun că aici o să punem Put Hood on the Rack. Da, aici cred. Nu vrea să-i dea drumul. Jocul ăsta e plin de buguri. Adică dacă habar n-am. Deci e plin de buguri joculețul ăsta. Ok. Dar nu m-a mai lăsat să scap de ea. Și acum... ce ar trebui? Refill your tank. Ok. Și... Fii atent ce tare. Și o vopsești tu cum vrei. Bă, asta chiar e tare, dar jocul e plin de buguri și dă frizuri. Dă frizuri extrem de des și nu-i frumos. Ok, s-a vopsit singură. Pe partea aia. Acum zice put hood on the trailer. Haidem. Și ne zice să open Mac and go painting. Trebuie să mergem să o vopsim de data asta. Deci nu mai e ca în car mecanic unde doar dai acolo câteva și gata. Nu, aici te duci tu să faci tot. Ceea ce e destul de tare. Și acum eu trebuie să o vopsesc. Ce e muzica asta, mă, urâtă, mă. Bă, ce urât. Avem aici spray-ul. Și trebuie să o vopsim. Uite, ne și arată. Bun. Așa. Și acum o să trebuiască să vopsim și asta. Mamă, așa greu. Cum e mare size-ul? Sau presupun că mai e vreun pistol? Nu pot să-i măresc asta mai mare, că e prea... 10 ani.
Nu glumesc, stau 10 ani. Stai așa, poate avem spray. R. Ok, gata. Uite așa, altceva parcă mai repede merge treaba așa. Am noi vopsită peste tot. Ba, este, acum este. Acum este și mai bine. Ok, put hood on the trailer și acum cred că trebuie să luăm ușile să le vopsim. Uite ce frumos arată. Până acum am mers, așa. Și luăm ușa și o vopsim. Dă pistolașul ăsta. Interesant că nu vopse și geamul, știi? Refill your tank. Uliu, dar costă ceva chestia asta, cred că. Așa. Frumos, bă, e chiar tare. E destul de catchy, ai putea să pierzi puțin timp în el, dar sper că la lansare să rezolve frizurile și toate cele. În rest, e ok. De ce iară mi-a scăzut aia? Ați observat că crescuse și... Ok. Am consumat un de la întreg. Nu știu unde ar mai trebui... Gata, e ok. Haideți să o punem aici. Bă, sau nu? Stai mai aici, mă. Și trebuie să o luăm pasta, să o vopsim și după mergem și punem înapoi pe mașină. Și ne dă 10.000, cred, ceva de genul. Așa. Îi dăm rapid și e gata, e maxim. Punem ăsta aici. Și ducem ăsta aici. Nu prea stă în ea, dar cred că pot să o pun pe partea asta. Ia, hai să vedem. Nu, aparent s-a pus, cred, zice open map and go garage. Ia, hai să vedem ce avem noi aici la garaj. Exact așa a rămas. Pardon. Pe partea asta. Asta. Le băgăm după șuruburile și am mai scos eu niște șuruburi din mașină. Bă, nu voiam să ajung acolo, dar aia este. Și adică nu trebuie să dai aripă jos, nu trebuie să faci nimic. Asta îmi place, știi? Bagă direct prin tablă și stai că i-am mai scos eu câteva de pe aici de test să văd care-i treaba. Adică eu speram să pot să-i dau jos aripa. Ca să poți să umblu la ușă, dar aparent nu e nevoie, poți băga și așa, normal, la o adică. Așa. Așa, și haide să luăm capota. Și să vedem unde ar trebui să o prind eu în șuruburi. Uite aici două. A. Băi, abia are sunet jocul, vreau să vă zic. Deci nu știu care-i treaba, dar credeți-mă că... Nu music, frate, ăsta. Confirm. Oare melodie zici că e Minecraft, să fiu sincer. Finish order și ne dă 10.000. Income, funds, ce... Eu, de-aia, mi-a dat 14.000. Ok, acum am luat 14.000 și avem alt orders. Buy bed for... asta trebuie... Trebuie să lucrăm. Mamă, ne dă 30.000. Ne dă 30.000 la mașinuța asta. Uitați-o cum arată. Ce jalnică e. Ce zice? Buy bed for short cab, ok. Buy roof rack for short cab, ok. Și astea nu le vrea făcute?
Adică așa le vrea. Ok, trebuie să merg la junkyard. Scrapyard, ce-o fi ăsta. Și ideea e că faci așa bani până începi să-ți faci tu camionul tău și începi să lucrezi la el și te poți juca multiplayer. Poți lucra la astea în mai mulți. Bun, cum ar trebui să arate... Nu știu cum ar trebui să arate bed-ul ăla, ce-o fi ăla. Asta e un bumper ceva și ăsta ce vrea să fie. Că nici nu zice, trebuie să dai pe el. Roof rack. Regular roof rack. Mi-e întrebe roof rack for short. Că ăsta n-are nicio treabă cu short-ul, că e prea mare. Dar oare nu au, mă, o listă de unde să mă uit și eu? Chiar că... E ceva BMW-ul ăsta. Da. Fața nu. Spatele, da. Mă, să văd, poate au o listă, ceva. Uite, varză. Pături. N-aveți, mă, băieți, o listă să-mi dați? N-au, mă, mamă, trebuie să-mi caut eu singura astea, fii atent. Pai. Dă-i și caută, Marinic, atunci ia toată asta la... Ce aici? Nimic. Trebuie să iau toată asta la căutat. Ce e chestia asta? Standard hatch. Ok, gata, știu ce. Deci trebuie să mă uit de un roof rack. Asta e un bumper. Rear bumper protecție ce-o fi. Ăsta aici ce este? Short roof rack. Și avem nevoie de un short roof rack. Da, ok, direct la început. Aici nu cumva am... N-am nimic. Și mai trebuie buy bed for short cab. Buy bed. Asta ar fi aia din spate, mă gândesc, nu? Vreau să fie treaba asta de aici. Bă, sunt puse... Uite, mă, nu pot să-l accesez. Ca să vedeți despre ce vorbesc. Ce ar căuta aia acolo? Ce mai e pe aici? Nu, 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 nu știu unde să găsesc ăla pentru spate. Ăsta zicea că e tot pentru acoperiș. Rear bumper. Ăsta e un casetofon, nu o lumină. Aici m-am uitat. Uite, da, m-am uitat. Bă, ăsta e scaun. Da, frate, e un scaun. Standard seat, roll bar. Știu cum arată. Și acum nu știu unde să găsesc eu chestia aia, dacă mă întrebați. Uite, zice acolo că putem să folosim și online store-ul. Dar nu merge să o facem. Că zice acolo X-Paint. A, mersi frumos. Mulțumesc frumos că mi-o arunci. De fapt, n-ai ce să vopsești la asta. Bun, haideți să mergem înapoi la garaj. Să vedem dacă putem să o montăm, dacă am făcut bine. Sper să fie bine ce am făcut eu pe aici. Nu știu unde ar trebui să vină chestia asta. Aha. Da, nu prea aș vrea să-l montez, că nu știu care e treaba cu bed-ul ăsta. Cred că trebuie să-i schimb astea. Deci ce zice? Bed for short cab. Și zice online store, parts shop, buy. Body, da, din body ar face bed. Standard, standard, standard. Mi trebuie short. Ia stai așa. Da, deci zice acolo buy for... Lol, poți să schimbi asta. A,
Asta mă, că în partea asta îl descrie, ok, dar sunt toate regular. Cum pot să dau, nu știu, că astea sunt regular, nu-mi trebuie, când trebuie short, ca și mărime, corect? Și mai costă și 3000. Și problema este că noi nu avem. Adică nu e pe shop-ul ăla, ăla. Ia să dau eu ăsta jos. Oare pot să-i scot ăsta lui? Pleacă de aici. Așa. Ce sunt șuruburile astea de mi le arată cu verde? Și eu ar trebui să-i scot tot ăsta, nu? Dar nu știu cum. Astea să înțeleg că sunt de la ușă. De la chestiuța asta din spate. N-ai crouch în jocul ăsta. E aiurea. Deci dacă vă gândiți să, chiar să vă dați banii pe el, vă recomand mai bine să nu. Din punctul meu de vedere, nu merită. Adică e și sistemul aiurea. Cum ar trebui? Uite, mie îmi arată șuruburile alea când sunt. Ce naibii, mă? Ar trebui să ridic mașina, nu? Ok, prea greci. Cum ar trebui eu să scot alea? Că n-am, cred că n-am nimic aici. Adică cum ar trebui să-i dau ăsta jos, corect? Nu pot să iau de aici, nu pot să o mut. Tu, vino cu a, poți să te iau, să ridic mașina, să fac ceva cu tine. Ești pus de formă, mă bucur. Deci exact șuruburile alea eu trebuie să le scot. Ce? Doamne, păi cum e crouch-ul. E pe C și te las așa direct deodată ca să vedeți. Joc 2019, l-au și amânat. L-au amânat extrem de mult jocul ca să-l scoată. Și zic că 4 șuruburi țin toată asta. Treaba asta mai cu exact ăla. Poate că nu pot. Poate le dai aici și am. Să se dau jos și bara. Bă, dă-o naibii. Dar de ce nu mă pune să demontez toată? Zic că mai trebuie să scot ceva. Nu mi-a zis astea. Cred că o să se dezasambleze toată mașina, mai mult ca sigur. Că văd că zice ceva de evacuare pe acum. N-am nici cea mai mică treabă. Dă-i să sară toate din ea. Și poate cade acum toată mașina, știi? Care nu mai întreabă. Și ăsta tot nu pot. Ia stai mă, poate e ceva ce-l ține pe aici. Deci tot ce e pe aici ai scos. Ok, până și evacuările. N-are niciun șurup aici să țină. Ce e asta? Exhaust pipe. Bă, nu vreau mă să o dezasamblez toată, mă. Da, este cel mai bombă joc. Chiar nu știu cum aș putea să-l dau jos, să fac ceva. Prin urmare, nu vă recomand deloc să vă dați banii pe joculețul ăsta când apare. Ați putea spune că are un review negativ din partea mea. Și, adică observați și voi, nu e un joc care să te ajute. Adică, ok, mă juca eu de, nu știu, nou un joc, știi? Dar nu-mi zice cum să fac nimic. Buy bed for short cab, ok. Buy roof rack for short, ok.
Ok. Mi-a dispărut aia cu buy bed. Transfer bed to storage. Adică pot să fac de la calculator? Parts, sell. Asta e ce am scos eu? Sau? Da, astea sunt piesele alea oarecum. De ce mi-arată pe ăsta? Pentru că el e regular. Da, aparent aici am zice short și acolo e regular, dar merge. Ca să observați, în primul rând și descrierile sunt greșite, da. Nu prea mai are rost să ne mai pierdem timpul cu jocul ăsta. O să mai facem un clip după ce se lansează, sigur va primi un update. Până atunci ne vedem data viitoare la un nou clip. Pa, pa!